Eu am discutat cu doamna Maia Sandu la telefon astăzi. Noi am convenit că mâine vom avea o întrevedere și după această întrevedere vom ieși și vom da declarații. Deoarece fiecare discuție trebuie să fie publică. Noi nu trebuie să facem așa cum făcea Plahotniuc pe timpuri, când pe ascuns, pe filat îl băga pe ușă, pe alții scuteau pe altă ușă, nu. Eu, deoarece dumneavoastră m-a contactat, am vorbit astăzi la telefon și mâine ne-am înțeles să discutăm că eu am întrebări, eu am făcut promisiuni la oameni, promisiuni care cetățenii așteaptă să fie îndeplinite. Și când sunt lucruri elementare care își mă duci cap cum să le facem. Dar problema de bază, alegeri parlamentare anticipate. Să dizolvăm acest bordel politic, acest, să nu-i mai spun eu mai urât, deoarece parlamentul este nereprezentativ. Și eu sper mâine, când voi discuta cu doamna Maia Sandu, eu sunt sigur că când vom face un apel la toți cetățenii din Republica Moldova, cum am spus eu, conform articolului 2 din Constituție, au venit toată țara în Piața Mare a Adunării Naționale și primul decret prezidențial a dizolvat acest bordel politic. Dar declarații gen că nu cu încălcarea Constituției, aha, deci noi că acum am participat și am fost unicul și sunt unicul politician care va recunoaște că am participat și particip într-o campanie prezidențială ilegală, noi suntem ca și cum pentru a obține un beneficiu ca politicieni, noi participăm în alegeri. Dar când să îndeplinim voința poporului, pe noi de-am deja ne încurcă buchi alegeri. Stăiați, ребят, так дальше не пойдет. Поэтому завтра я встречусь с Майя Санду, переговорю с ней, посмотрю по этим пунктам, потом я выйду к представителям СМИ, выйду в первую очередь ко всем вам, я вам буду докладывать обо всех шагах. Но я являюсь мэром города Бельцы, я понимаю, что сегодня мы уже партия не регионального значения, как нас называли, а национального, потому что это первый выбор, в которых мы могли участвовать и показать реальный результат. Значит, мы должны нести ответственность, потому что сегодня за нас голосуют русскоязычные, молдаване, украинцы, румыны, болгары. Я должен сделать все для того, чтобы я мог идти по улицам, смотреть каждому из вас в глаза, и меня никто не будет упрекать, усатый, почему так или почему не по-другому.